Bun, nu mă așteptam ca subiectul unei piese copiate să facă atâta vârvă în România, dar iată că am ajuns și aici. Cred că deja nu mai e noutate pentru nimeni că Erica a copiat piesa Boho după Pink Like Suki. Nu despre copiat în sine este clipul, despre asta au vorbit mai mulți creatori de conținut și au avut un input foarte bun. Ce vreau să dezvolt eu aici este aspectul etic și moral al subiectului. După cum ați văzut și în titlu, vreau să vorbesc puțin despre ce mai reprezintă Erica Isaac de fapt, după ce ne-a luat pe toți de proști cu explicația sa. Așadar, încep prin a mă declara fan al pieselor Macarena și Femei în Parlament. Consider că Erica a adus sau poate a readus în discuție importanța siguranței femeilor și a implicărilor în toate domeniile sociale. Iar această mișcare socială a avut parte de o atenție sporită pe toate canalele media, fiind chiar un întreg fenomen. În acest fel, Erica s-a poziționat ca această apărătoare a feminismului românesc și a promovat mai multe mesaje pozitive. Din această poziție, artista a făcut mai multe mișcări pozitive, precum platforma Get Home Safe și diversele momente când a vorbit despre acest subiect. După asta, Erica a avut vreo 2-3 piese în care era clară o influență de la Doja Cat, ca vibe și ca direcție, și părea că publicul o apreciază pentru asta. Astfel, toată atenția media era asupra ei, atât pentru mișcările sociale, cât și pentru cele muzicale. Zic toate astea pentru a accentua poziția bună pe care Erica o avea în ochii publicului mainstream. Acum, din acest punct, Erica începe să-și strice cam tot ce a încercat să construiască cu demersurile sale feministe, până în punctul în care încep să chestionez chiar autenticitatea acestor mișcări. Problema în sine nu este că Erica a copiat, deși și asta este o problemă mare. Problema în sine este faptul că Erica a subestimat inteligența publicului prin neasumarea faptului că a copiat piesa. Răspunsul său este unul clasic de influencer prins în fapt, care încearcă pe cât posibil să minimizeze și scapă toată situația printre degete. Prin răspunsul său, Erica a demonstrat că nu îi pasă cu adevărat de cultura pe care încearcă să o reprezinte, fie aceasta muzicală sau feministă. Artista global, și este foarte important această titulatură, a copiat piesa tocmai de la niște artiste independente la început de drum, adică de la niște femei. Femei pe care aceasta se presupune că le apără. Se presupune că Erica vrea să ajute femeile, element care face parte din cultura feministă. Nu, Erica a profitat de faptul că Pebbles and Temtem nu au avut destui bani cât să poată să înregistreze piesa la o instituție care să protejeze drepturile pe aceasta. Astfel, piesa nefiind într-un astfel de registru, fetele nu pot acționa legal. Și dacă ar fi putut, ar fi ele două artiste independente împotriva unuia dintre cele mai mari labeluri din zona asta de Europa, care ar avea posibilitatea să se apere prin avocați foarte buni și ar avea efectiv resursele necesare cât să acopere cheltuielile unui astfel de proces. Practic, Erica a ajuns să fure de la oamenii săi, în acest fel discreditând grav toată mișcarea pe care încerca să o facă cu piesele sociale Macarena și Femei în Parlament. De acum, orice ar încerca Erica să facă va fi sub umbra acestei mișcări proaste. Orice credibilitate ar fi avut Erica, acum s-a cam dus. Chiar înainte să încep să înregistrez acest clip, a ieșit o colaborare între Delia și Erica. Sincronizarea nu este una tocmai fericită pentru ele, întrucât toată atenția este pe cele două artiste, Delia luându-i apărare Ericai în tot scandalul ăsta. Și Delia însăși, fiind acuzată de mai multe ori de plagiat. Piesa este una ce aduce a muzica pop românească a anilor 70-80 și nu zice absolut nimic. Ba chiar are și o notă de ușoară misandrie, fiind în contradicție cu cam tot ce a încercat Erica să facă cu cele două piese statement ale sale. Simt că pur și simplu Erica nu mai e în controlul situației. Nu mai am nimic de zis pe acest subiect, consider că faptele Ericai vorbesc pur și simplu de la sine. Acum, hai să vorbim despre de ce nu e ok să copiezi o piesă, indiferent că ești artist mic sau mare, independent sau semnat, român sau internațional. Crearea unei piese reprezintă un proces ce implică unul sau mai mulți oameni și se presupune că este un proces creativ, venind din interiorul artistului și sau al echipei sale. Există uneori piese care dau startul unui trend nou și atunci este clar că acesta va inspira și alți artiști. Diferența dintre copiere și inspirare stă în inputul original al artistului, care preia o piesă sau se alătură unui trend și în modul în care adaptează elementele pe care le preia și le face ale lui într-un mod nou și autentic. Dacă vorbim de preluare, în sensul de sampling, remix sau interpolare, se poate negocia legal utilizarea și indica să oferi credite autorilor originali. Acum, ideea conform căreia nu contează dacă o piesă este copiată atât timp cât sună bine, este complet greșită și denotă o lipsă de cultură muzicală. De ce? Pentru că promovează și normalizează plagiatul și descurajează originalitatea. Publicul mainstream din România nu este obișnuit să privească cu ochii critici muzica și arta în general și acceptă cam tot ce îi se dă. De aceea și pe radio 90% din piese sună exact la fel și unii artiști fac aceeași piesă de ani întregi. În momentul în care un artist vine cu o piesă copiată și publicul o acceptă,
Acesta înțelege că poate să mai facă asta, iar publicul învață să accepte doar asta. Este un cerc vicios care se întâmplă în România de zeci de ani, desigur, cu excepțiile de rigoare. De aceea este important să vorbim despre cazuri precum cel al Ericăi, dar și despre altele pe care le vedem. În acest fel putem crea un spirit critic. Iar aici, criticii de muzică și oamenii care fac conținut în zona asta sunt foarte importanți pentru că sunt cei care ghidează discuțiile în spațiul public și încurajează dialogurile constructive. Este un proces de lungă durată, dar care merită și care va duce la o calitate mai bună a muzicii în viitor. Dar cam asta am avut eu de zis despre Erica și piesa plagiată Buhu. Ce părere ai tu despre tot ce am zis? Crezi și tu că este important să vorbim despre asta? Lasă-mi părerea ta în comentarii și hai să avem o discuție. Și desigur, dacă ți-a plăcut monologul de azi și ești interesat de subiecte precum acesta, dar și de altele ce zic în zona hip-hop, sugerez să te abonezi pentru a nu rata pe următoarele. Și dacă vrei să mă știi de mine, mă găsești pe Instagram și pe TikTok.